peso che va a fare qui tra i proprio. Non roman si che va a roman che bit sarta roman di bit artisti roman artisti di tutti tre vostri e far tre scambitor non le tappe in inezzo
anche mai in estate, che anche dentro sport, dovrei fare centrata, e c'è un po' di ciascia. Asta e o întrebare pe care mi-o pun de când am devenit conștient. Cum să știu că e interesantă cu acțiunea asta care o face? Păi nu, ei sunt un grup de artiști foarte bun. Foarte bun. E unul dintre cele mai bune grupuri de, ca și grupuri de artiști în zona vizualului, din toate contemporanțe. Voi deci stați până mai diseară? Ok. Vin și eu mai târziu să mă trebuie să merg acasă. Avem artă. Frumoasă? Da. Care e frumoasă? Păi, dar nu există numai artă frumoasă. Da, că este păi și artă. Deci non-artă e tot artă. Non-artă e tot artă. Și non-artă e absolut. Absolut. Și acolo spune cu pampers pentru artiști de căcat. Există expresiunea că ăla e de căcat. Cum să spun? Deci nu, n-a zis că artă e de căcat. Nu. Da, da. Nu. Dar vă duc acum revista în care scrie Dan Fișu un articol. În legătură cu volumul pe care l-am, nu? Da, da, tinerii fac o acțiune cu conotație protestatară, într-un fel. Nu se adresează politicienilor protestilor, în general, viața artă. Nu îi ascultă, doamnă, avem un mare iubitor de artă la conducere și care lasă artiștii în coatele goale și flămâni. Hai să fim serioși. Doar ați văzut, eu lucrați în învățământ, ca scurt, și știți ce e salaria ură. Știu! Mă departe, am lucrat în învățământ în serios și prefer să stau acasă, să-mi fac pictura mea și să-mi câștig un ban ca să pot să-mi cumpăr un video și să fiu și un om contemporan. Pentru că pe 1.500.000 cât aveam ca preparator salariu, nu. Atunci și sigur mă doare și atunci eu înțeleg pe ei că fac un moment de felul acesta care durează o supamează în care cum se invită tineri să-și pună păreri repertorar. Sigur că sunt oameni de artiste, sigur că sunt și artiste pe care trebuie să-l duci pe împărți. S-a și putut să dai de vizuală înseamnă multimedia, pictură, gen de roman și iau niște acțiuni excepționale. Fetele de acest grup, cele două fete, Andrei Băiat Lăclă, domnul care l-a vorbit, a făcut o acțiune în care își pun niște
ce păreri vis-a-vis de artă, vis-a-vis de viață, vis-a-vis de grija specială de față de artă? Domnule, eu acolo am scris acolo, e trist când te cumpără numai străini. Păi nu mă cumpără numai străini, mă doare, pentru că ar trebui și românii să învețească în artistul românii. Să facă eforturi. Când a fost Brâncuș la Paris, gorjencile alea minunate, când ăla făcea aproape foame acolo, i-au trimis un ban. La Paris. Azi. Am 47. Și ăla a rămas în Paris, nu s-a mai întors, dar el este român, român francez, dar el este un mare artist. Nu, dar cum îmi reușeam în rivală. Însă, vedeți, în parte, tinerii, adoră tineri la poveste pe noastră. Dau foarte mare, el e recitor. Să provoacă, cum să zic, interes, poveste pe el, eu cum să trebuie să-i...